Legea privind carantina și izolarea a fost publicată sâmbătă în Monitorul Oficial. Actul normativ va intra în vigoare începând de mâine. Noile reguli presupun izolarea obligatorie a celor care au contactat coronavirusul cu sau fără simptome. Dacă boala se agravează în 48 de ore, bolnavul va fi internat. Din lege au fost eliminate paragrafele care prevedeau carantinarea bunurilor. Legea privind carantina și izolarea a fost promulgată sâmbătă de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ urmează să intre în vigoare începând de marți, moment din care va începe să-și producă și efectele. Astfel, noile reguli vin cu noi reglementări privind izolarea, dar și carantinarea persoanelor infectate cu noul coronavirus. Conform legii 136 din 18 iulie 2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și ale definiției de caz la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special destinat de către autorități. Cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent în alt patogen, care sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat sau au intrat în contact direct cu o persoană confirmată cu COVID-19. Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz. Oamenii spun că așteptau o lege în acest sens care să clarifice cadrul în care autoritățile pot acționa, pentru că prea repede s-a răspândit virusul de când s-a apelat la o relaxare. Dacă chiar e bolnav, necesită să stea în spital. Da, așa, preventiv, uite, să ne protejăm cu mască, cu... să ne ferim cât de cât. Dacă e obligat și nu are nimic, e ceva ce nu este normal. Dacă e bolnav, atunci trebuie să intre. Decât să prolifereze boala, mai bine să stea acolo o perioadă până să vindecă. Dar dacă e sănătos, de ce să stea? Credeți că este mai bine și pentru noi să rămână în spital? Da, bineînțeles. Mie mi-a fost frică de chestia asta. Eu cred. Chiar cred că există. Dacă n-ar fi... nu ar fi atâta în bălău. Face ce vrea, crede cum... Un minor însă poate rămâne la domiciliu în cazul în care este confirmat. Păi minorul da, că în spital nu are cum să stea fără părinte. Mi se pare corect să stea în spital un minor singur. S-a stabilit și ce se întâmplă cu copiii ai căror părinți se îmbolnăvesc de coronavirus și nu au rude apropiate care să aibă grijă de ei. Părinții, medicul sau direcția de sănătate publică vor anunța serviciul de asistență socială care va monitoriza situația și, dacă este necesar, va lua măsuri pentru ca acei copii să fie îngrijiți temporar.